Bună ziua! Bine ați venit pe canalul meu, Dr. Croșet. Bine v-am găsit, în primul rând. Este primul meu tutorial. Sper să am cât mai multe tutoriale, să lucrez alături de voi și voi alături de mine, ca să zic așa. M-am gândit, fiind în preajma floriilor, să realizez o floare la ghiveci. Astăzi voi executa o floare, vă voi arăta cum am făcut-o, o frunză, după care voi monta împreună cu acestea, voi monta floarea la ghiveci. Pentru aceasta am folosit, în general, fir de bumbac, acesta este fir Flavia, acesta este un fir Catania, am luat și o bobină în degrade, ceva mai subțire decât Flavia este. Am folosit o croșetă de 2,1. Am nevoie și de o baghetă din care voi face tulpina la floare, un ghiveci. Am ales acest vernil, un fir de plastic, un pic de apă, un pic de ipsos și să avem spor. Pentru început, am zis, am unit aceste două fire cu croșetă de 2,1. Am lucrat, dau firul în acest fel, scot și formez un nod. Realizez 4 ochiuri de lanț, 3, 4, unesc printr-un picioruș alunecat ca să formez un cerc. Mă ridic cu două ochiuri de lanț, care va ține loc de un prim picioruș dublu redus. Mai fac încă un ochi de lanț, dau după croșetă și încep să lucrez în interiorul acestui cerc. Scot, am 3 fire pe croșetă și scot prin toate 3. Fac ochiul de lanț, dau după croșetă, bag iarăși prin cercul meu format, am 3 pe croșetă și scot prin toate 3. Un ochi de lanț, scot, fac picioruș dublu redus și vom face astfel cu cele două ochiuri de lanț. Trebuie să am 10. Deci ochi de lanț, bag prin cerc și fac piciorușe dublu reduse, ochi de lanț, picioruș dublu redus, ochi de lanț, picioruș dublu redus. Ia să vedem câte avem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ochi de lanț, picioruș dublu redus, ochi de lanț, picioruș dublu redus, ochi de lanț, picioruș dublu redus. Și am așa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uita, s-a format mijlocul la floricica mea și nu bag în primul, bag în al doilea ochi de lanț și cu un picioruș alunecat unesc. Mai scot o dată, trag firul și tai, fiindcă vom introduce culoarea albă. Trag bine, așa. Eu ascund întotdeauna firele în lucru, aici nu mai am nevoie, curăț. Uitați, așa mi-a ieșit mijlocul meu cu 10 spații. Acum voi da deoparte astea și voi lua firul alb, la fel formez un ochi, trag, s-a format nodul și voi băga în oricare spațiu, uitați, acest ochi, așa, și lucrez 1, 2, 3 ochiuri de lanț și vom face punctul puf. Dau după croșetă,
bag prin spațiu, ridic, iar dau după croșetă, ridic, deci am dat de două ori, 3, 4, 5, deci de 5 ori, scot prin toate, vedeți? Și închei punctul meu puf. Fac 3 ochiuri de lanț și bag întotdeauna prin firul care mi-a rămas în lucru. Bag în următorul spațiu și fac picioruș alunecat. Fac iarăși 3 ochiuri de lanț, dau după croșetă, scot o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori și scot prin toate și unesc și mi-a ieșit. Iarăși fac 3 ochiuri de lanț și merg în următorul spațiu, scot și fac picioruș alunecat. 1, 2, 3, dau după croșetă și formez următorul punct puf. 1, 2, 3, 4, 5. Scot prin toate, unesc. 1, 2, 3, bag în următorul spațiu, picioruș alunecat. Aceste fire nu mai îmi trebuiesc și le tai. Așa. 1, 2, 3. Dau după croșetă. 1, 2, 3, 4, 5. Închei. Fac 1, 2, 3 ochiuri de lanț, bag în următorul spațiu cu picioruș alunecat. 1, 2, 3 ochiuri de lanț, dau după croșetă, 1, 2, 3, 4, 5, unesc, 1, 2, 3, bag în următorul spațiu, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, unesc, închei, 1, 2, 3, uitați, așa arată floricica mea. Merg în continuare în următorul spațiu, 1, 2, 3, dau după croșetă, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, în următorul spațiu, cu picioruș alunecat, 1, 2, 3, dau după croșetă, bag prin spațiu, 1, 2, 3, 4, 5, am scos prin toate, închei, 1, 2, 3, în următorul spațiu, piciorul și alunecat. 1, 2, 3 ochiuri de lanț, dau după croșetă și scot de 5 ori. Scot prin toate, unesc, 1, 2, 3, bag în următorul și am ajuns la ultima petală, 1, 2, 3, dau după croșetă și scot de 5 ori. 1, 2, 3, 4, 5,
finit. 1, 2, 3. Este foarte ușor de realizat. Bag aici, în ultima, piciorul și alunecat. Mai scot o dată și trag firul și tai. Uitați! Ați văzut cât de repede s-a realizat floricica mea. Deci am 2, 4, 6, 8, 10 petale. Acest fir am să-l ascund în lucru, ori cu acu, ori cu croșeta, cum doriți. Am să-l tai, că nu mai este necesar aici să se vadă. Apoi iau această baghetă. Eu am lăsat cam așa, cam în jumătate o tai, am un clește, o tai, uitați, așa, bag aici în mijloc, apoi cu cleștele în doi, uitați, am îndoit, bag într-un spațiu aici, uitați, întăresc aici să nu-mi iasă floricica mea, da? Așa, da? Uitați! Deci aici vine așa, sârma prinsă. Aici vom lipi mărgeluțe ca să fixez, să nu joace. Eu voi folosi un fir mai gros. Uitați așa. Și pur și simplu învârt peste aici, vedeți? Așa, uitați, învârt peste această sârmă îndoită, învârt și pe asta, căpețelul ăsta alalt, uitați, țin așa cu degetele și învârt mult într-un loc până fac o anumită grosime, după cum vedeți. Uitați, și eu încep și îmbrac sârma mea cu ață. Și tot înfășor, înfășor și îmbrac firul, sârma. Uitați, așa arată. Vedeți? Și eu acum o să fac așa, pur și simplu să învârt floarea. Mai împing, da? Și se îmbracă bagheta mea în acest fir. Uitați, învârt, mai împing, ca să aibă continuitate, să nu rămână spațiu. Și tot așa, până îmbrăcăm toată bagheta. Uitați. Foarte ușor de realizat, să știți. Uitați. Aici acum dau așa, ca să o întăresc. Și tai firul. Și gata floricica mea îmbrăcată. Vedeți, ea s-a fixat datorită faptului că eu am îmbrăcat aici cu fir, ea se fixează. Voi da un pic cu lipici bizon, ăsta folosesc eu universal, din Dedeman, de la materiale de construcții îl găsiți. Dau un pic de lipici aici, este folosit, uitați, am dat așa și pun
biluțele acum. Totodată se lipește și sârma de floare de lucru meu și mi-o fixează și am pus și aceste biluțe ca să dăm un aspect frumos florii noastre. Bun, o dăm deoparte și trecem la frunză. Frunza am lucrat-o din Alize Diva. Voi realiza 6 ochiuri de lanț. Fac aici nodul și lucrez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unim dintr-un picioruș alunecat și acum fac 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, dau de două ori după croșetă și vom face aici, în cercul nostru, 6 piciorușe triple. Scot o dată, de două ori, de trei ori. Dau o dată, de două ori, bag prin centru, scot, 1, 2, 3. Dau de două ori după croșetă, bag prin cerc, scot și scot o dată, de două ori, de trei ori. Dau de două ori după croșetă, bag prin cerculeț, deci am 4 fire. Scot prin două, prin două și iar prin două. Așa se realizează piciorușele triple. 1, 2, bag prin cerc, am 4 fire, prin 2, prin 2 și iar prin 2. 1, 2, bag prin cerc, prin 2, prin 2 și iar prin 2. Deci avem 2, 4, 6 deja și cu cele 5 ochiuri de lanț, 7. Fac 3 ochiuri de lanț și simetrie. Iar dau de două ori după croșetă, bag prin cerc, o dată, de două ori, de trei ori. 1, 2, bag prin cerc, scot prin două, iar prin două, iar prin două. 1, 2, bag prin cerc, 1, 2, 3 și astfel fac 6 piciorușe triple. 1, 2, 3, 1, 2, bag prin cerc, 2, 2, 2. Uitați, se formează frunza. Am revenit. Deci, finalizăm la frunzuliță ultimul picioruș triplu. Am dat de două ori după croșetă, bag prin cerculețul meu și obțin 4 fire pe croșetă, scot prin 2, prin 2 și iar prin 2. Deci am 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, mă scuzați, deci trebuie să închei cu 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5 și bag prin cerc și scot cu picioruș alunecat. Următorul rând, deci s-a format o mini frunză, ca să zic așa, dar eu trebuie să o mai măresc. Următorul rând vom face astfel. Deci tai acest fir, că nu-mi trebuie. Fac un ochi de lanț. În acest spațiu voi lucra 5 piciorușe scurte. Bag, scot, obțin 2 fire și scot prin 2 fire. Am făcut un picioruș scurt. Bag, scot, 2 piciorușe scurte, 3, 4, 5. Deasupra acestui picioruș triplu voi da după croșetă și voi face un picioruș dublu redus. Bag aici sus și fac un picioruș dublu redus.
Și acum voi face deasupra fiecărui picioruș triplu câte un picioruș dublu. Dau după croșetă, bag prin două, scot prin două, dau după croșetă, bag aici, scot prin două și iar prin două, dau după croșetă, bag, două, două, dau după croșetă, două, două, dau după croșetă, piciorușe duble. Deci am un picioruș dublu redus și apoi 5 piciorușe duble. Aici, în acest spațiu, voi face 2 piciorușe duble. Un picioruș triplu, deci dau de 2 ori după croșetă. Bag tot pe aici. 2, 2, 2. 2 ochiuri de lanț, iar picioruș triplu, simetrie, da? 2, 2, 2, fac un picioruș dublu, dau după croșetă, încă un picioruș dublu. Deci în acest spațiu eu voi face 2 piciorușe duble, un picioruș triplu, 2 ochi de lanț, un picioruș triplu, 2 piciorușe duble. Trec în continuare și lucrez 5 piciorușe duble deasupra fiecărui picioruș triplu. 1, 2, 3, 4, 5. În ultimul vom face un picioruș dublu redus, dăm după croșetă, scoatem și scoatem prin toate 3. Aici, în acest spațiu, facem 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Băgăm aici în mijloc și scoatem, facem un picioruș scurt. Trecem la următorul rând și vom face câte un picioruș scurt în fiecare picioruș scurt de pe rândul anterior. 1, 2, sper să nu ies din cadru, 3, 4, 5. Aici vom face încă un picioruș scurt, deci 6, da? Și apoi vom face în fiecare câte 2 piciorușe scurte și vom avea 1, 2, în următorul 1, 2, 1, 2, înmulțim. 1, 2, 1, 2. Deci, picioruș scurt. Apoi începem 1, 2, 3, 4, 5, 6 înmulțiri. 6 înmulțiri. În ultimele 2 piciorușe aici vom face doar un singur picioruș scurt. 1, 1. În acest spațiu vom face un picioruș dublu redus, 2 ochi, 2 ochiuri de lanț și încă un picioruș dublu redus. Și apoi vom merge cu simetrie. Vom începe 1, 1, vom face cele 6 sporiri,
2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, a șasea sporire. Și acum vom face celelalte 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și ca să-i dau volum la frunza mea, uitați, frunza, ca să-i dau volum și să ia această formă, eu o să-i pun pe margină un fir de plastic. Și vom croșeta. Uitați, dau după croșetă, prin firul. Am revenit, fetelor. Am terminat frunza, da? Și ca să ne stea frumos, eu am să o așez, uitați. Da? Și dacă eu împing acest fir, ea se va curba. Ca să lucrez un pic și aici, pe codiță, să o îmbrac, voi proceda astfel. Voi ține firele și voi croșeta. Voi croșeta pe deasupra lor. Uitați așa, voi da și voi croșeta. Dau pe dedesubt, scot. Uitați, ca să se îmbrace codița. Dau pe dedesubt, scot și trag prin cele două fire. Dau pe dedesubt, scot și trag prin cele două fire. Mai fac o buclă, trag și tai. Astfel a realizat și de cea de-a cincea frunză. Uitați. Da? Și acum vom monta floarea. O să vedeți că nu este greu. Deci avem cele trei flori croșetate. Da? Le așezați cum doriți, cum doriți. Eu am să îmbrac aceste trei flori cu frunzele mele. Așa. Uitați. Da? Vom forma buchețelul. Vom pune și a cincea frunză ca să îmbrace frumos. O să pun așa o simetrie. Această sârmă se poate modela. Uitați. Da? Și am aici o bandă izoler. Și voi prinde tot lucrul meu. Mai așez frunzele. Da? Aici fiecare după imaginația lui. Eu prind ca să fixez buchețelul. Uitați. Așa. Și acum am uitat să tai aici firul.
modelez și mă duc, uitați, până jos, astfel a ieșit buchețelul meu de flori, pe care, mă repet, le modelați cum doriți. Uitați, eu zic că arată bine. Mie îmi plac, nu știu, vouă. Vom pune așa în ghiveci. Uitați. Și acum vom trece la partea, vom pune apă în ghiveciul meu, voi pune apă și voi începe aici o bucățică de hârtie pe fața mea de masă. Da? Și voi pune ipsos, dar mai întâi ce credeți că voi face eu? Ce mai lipsește de la ghiveciul nostru? Fire tăiate care va imita iarba. Și folosesc tot acest fir mai grosuț. Da? Și voi toca firul meu. Uitați. Am dat în mai multe. Și acum toc și fac iarbă. Să fie totul cât mai aproape de realitate. Am dat în mai multe. Și acum toc. Uitați așa frumos. Fiindcă eu când voi pune ipsosul, voi pune deasupra această iarbă ca să aibă un aspect plăcut. Da? Și am realizat și iarba. E foarte simplu. Eu sper din tot sufletul să vă placă. Cum vă explic, aștept părerile dumneavoastră. Deci am folosit, am obținut și iarba. Și acum voi pune ipsosul. Uitați, ăsta este ipsosul meu și voi pune și voi face poțiunea magică, ca să zic așa. Pun și amestec. Voi obține o smântână groasă. Consistența va fi ca o smântână groasă. Da? Ia să vedeți cât de simplu e și cât de repede se va întări. Și tot amestec, și tot amestec, și tot amestec. Cred că trebuia să pun mai puțin apă. Așa, amestec. Voi mai răsturna un pic din apă. Am pus prea mult. Aici diferă cantitatea de apă, cantitatea de ipsos în funcție de mărimea ghiveciului nostru. Vă dați seama. Așa, cred că este suficient. Mai pun un pic, știți de ce? Nu mi se pare că a intrat mult ipsos, oricum intră,
dar am pus eu prea multă apă. O să mai pun un pic. Uitați așa. Și dacă eu am consistența mai, uitați, mai gros, am o consistență mai groasă, se va întări mult, mult mai repede acest tipsos. Deci amestec, 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 uitați așa, bun. E gata compoziția mea. Folosiți un bețișor pe care doriți. Așa. Eu acum voi șterge marginea mea. Bine e să curățați. Da? Cât este o șterge după, da? Uitați. Acum voi poziționa floarea mea aici, frumos. O voi ține dreaptă, da? Între timp adaug iarba pe care eu am pregătit-o și așez frumos. Este ideal să adăugați ca să se prindă și iarba de acest tipsos. Uitați. Sper că v-a plăcut tutorialul meu. Aștept ideile dumneavoastră, dorințele, sper să reușesc să vi le îndeplinesc. Dacă găsiți un model și doriți să vă fac tutorial, cu mare drag. Deci cam așa arată. Uitați, am așezat uniform. Eu o să mai țin aici. Aici, pe aceste petale, pe frunze, puteți pune buburuză, puteți face un fluturaș să atașați, cum doriți. Eu țin aici să fixez. Știți care este cel mai mare avantaj la acest ghiveci? Trebuie scudate aceste flori și sunt veșnic înflorite. Ne bucură. Trebuie să-l mai țin un pic până se întărește ipsosul. Dacă doriți să se întărească mai repede, puneți mai mult ipsos. Eu sper că v-a plăcut această primă filmare a mea, un prim tutorial. După cum v-am spus și la început, faptul că suntem în preajma floriilor, am hotărât să debutez cu un ghiveci de flori. Dacă v-a plăcut, vă rog să vă abonați la canalul meu, să-mi dați like dacă v-a plăcut. Aștept și critici. Îmi cer scuze dacă am greșit cu ceva, dat fiind că este primul meu tutorial, sunt un pic stângace, dar sper pe parcurs să ne împrietenim și să lucrăm cât mai mult împreună. Am și pe Facebook un grup Lucru Manual de prin lume adunate, unde vă puteți înscrie. La fel postez lucrările mele, distribui alte postări, lucrări frumoase care le găsesc.
Și bineînțeles că vă aștept și pe voi să postați acolo ceea ce realizați. Uitați, aproape s-a întărit ipsosul meu și floricica mea rămâne fixă. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit încă o dată și vă doresc toate cele bune. Numai bine, sănătate! Thank you.